Cheia succesului, sau ce înseamnă succesul pentru mine, păi înseamnă multă muncă. Înseamnă multă muncă, multă implicare, uh, sacrificii. Uh, nu e tocmai ușor drumul ăsta spre succes. Acum tu spui că eu am atins uh, succesul, sau eu știu, dar uh, eu și acum muncesc ca și când aș fi la început. Și cred că așa o să fac mereu. Apropo de începuturi, căci uh, asta voiam să vă întreb. Aș vrea să ne întoarceți în timp, când Mihaila Petrovici era mică. Visa Mihaila Petrovici mică că vrea să fie solistă? Știa lucrul acesta? Aș dorea să cânte? Mai nu. Nu. Uh, Întorcându-mă în copilăria mea, uh, pot să spun că am, am, av am avut... Uh, Uh, cum să spun, uh, așa un feeling despre tot ce înseamnă zona asta artistică? Pentru că spuneam poezii, uh, am dirijat un corul de la grădiniță, copil fiind, însă nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să pe o scenă, voi ajunge să cânt sau că voi urma această cale a cântecului. Uh, de dragul doamnei educatoare, doamna Eliza, voiam să mă fac uh, educatoare și eu și tocmai de aceea m-am pregătit pentru liceu pedagogic, unde am dat la cum, se, cum era înainte la treapta 1, și am picat și viața și, să spun așa, destinul m-a dus spre începuturile drumului meu în această, pe acest, această cale la Liceul Agricol din Lugoj, unde am început, de fapt, să cochetez cu scena, cu festivalurile Cântarea României de pe acele vremuri. Uite, spun acele vremuri ca și când ar fi a de ani, dacă am atâta îi. Să știți că nu arătați, <laughs> parcă ar fi ieri. Da, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Da, și de acolo a pornit. Uh, însă eu am mai cochetat și cu vioara, dar cu vioara clasică, muzica clasică. Dar și aia a fost o perioadă și o etapă de viață foarte bună pentru mine, neștiind că voi ajunge să fac, să fac muzică.